Doi oameni au murit și un altul s-a ales cu răni serioase în urma unei explozii la un centru de colectare a uleiului uzat. Deflagrația s-a produs în cartierul Căzănești din Râmnicu Vâlcea. Din păcate, salvatorii sosiți la fața locului nu au putut decât să constate decesul celor două persoane. În cazul celei de-a treia a fost solicitat un echipaj de ambulanță pentru a fi dus la spital. Momentan nu se știe de la ce a pornit totul. O anchetă în curs va stabili cu exactitate cauzele acestui incident grav.